iar Radu în acest moment are trei scenarii privind viitorul imediat uh, al lui Vladimir Putin ținând cont de ceea ce se întâmplă uh, în teren acolo în Ucraina și de contextul internațional Radu Răzvan, toată lumea își spune uh, problema foarte serios al modului în care se poate opri acest război. Cu excepția Rusiei și cu excepția lui Putin și a camarilei sale, pare că nimeni, dar absolut nimeni, nu vrea ca acest război să mai continue. Și atunci, care ar fi perspectivele? Cum ar putea fi oprită Rusia din această involuție extrem de periculoasă pentru pacea pe întreg continentul european? Sunt trei scenarii și le prezint chiar acum primul dintre ele. Rusia adoptă modelul Corea de Nord, Putin rămâne la putere pe timp nelimitat, este deja de 23 de ani la putere, Rusia colapsează economic și social, cheltuie toți banii pe înarmare și pe războiul fără sfârșit din Ucraina, scenariul URSS, adică o prăbușire lentă și dureroasă. Al doilea scenariu ultraconservatorii naționaliști cu nostalgii comuniste îl înlătură de la putere pe Vladimir Putin. La Moscova se instaurează un regim și mai dur, condus, poate, spun eu, de Nicolai Patrușev, actualul secretar al Consiliului de Securitate, fostul șef de la KGB al lui Vladimir Putin. Apare un nou război rece cu Occidentul, iar Rusia se izolează complet pe plan internațional. Al treilea scenariu, poate cel mai bun pentru perspectiva păcii, pentru perspectiva unei Rusii care să revină la legalitate. Lideri conștienți de prăbușirea Rusiei pun la cale înlăturarea prin forță a lui Vladimir Putin, oligarhii care își pierd miliardele susțin schimbarea, Putin este arestat și înlăturat de la putere, la Kremlin vin lideri care opresc războiul din Ucraina, readuc Rusia în granițele ei legale treptat sunt eliminate sancțiunile și economia Rusiei își revine. Acestea sunt cele trei scenarii cu care operăm acum. Aduc pentru cele trei 3...